Hei, bună ziua, bună să mergeți pe canalul Păsări de Curte. În acest episod am să vă arăt toate păsările și animalele. După cum puteți vedea, am dat drumul puilor. Bine, al tuturor grădinilor, vreau să zic, găinilor. Voi face un clip destul de scurt cu noile noutăți. Trebuie să le aduc apă pe aici. Bine, au înăuntru apă, nu asta o problemă. Da, să le pun și acolo. Ăștia doi pui. Așa, ca noutăți, am dat drumul și puiilor acestora. Ăștia patru. Găina i-a lăsat, deja a început ouatul și mi-am dat drumul pentru că trebuie să calci cocoșii ca să fie fertilă. Aici avem rața asta mică, pentru că am dat drumul celorlalte aici și pe ea nu puteam să o las. Mi-era să nu vă bată gâștele, rațele bătrâne. Rățoii bătrâni i-am sacrificat, nu i-am mai ținut, nu mai avea sens. Îi țineam de pomană, așa că am preferat să îi sacrific și am cârdul ăsta de 21 de rațe. Îs destule. Bine, nu le țin pe toate nici de cum. Mă uit la gâscanul ăla că a început să-i dea ceva pene negre pe la aripi și pe gât. Gâscanul tânăr. Na, cum am spus, așa, ca noutăți, au aici mâncare, se poate vedea destulă, nici nu mănâncă cât le dau. Aici o voi închide puii, dacă o vrea găina să intre bine, dacă nu, nu. Cloșca este bine, cea galbenă. Clocește în podul grajdului, sta să și arăt. Asta a început să-și mai revină, o mai las câteva zile, o săptămână, două, și dacă văd că-și revine în totalitate, îi voi da drumul și la păsări. Au, nu pot să vă arăt că n-am baterie la telefon, dar clocește aici. Se vă paie de la cuib. Nu prea am baterie la telefon. Da, toate-s bine. Și da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Pa, pa!